Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției numărul 43 din 22-2023. Toți consilierii sunt prezenți, ședința este statutară. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din 31.01.2023. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din 6 februarie 2023. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe anul 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale CRAP din 28.02.2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Comunelor din România pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile din proprietatea publică a OAT Comuna Cleja în administrarea statului român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, cuprinse în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național autostrada Focșani-Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție actualizate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizați pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri sătești în Comuna Cleja, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna martie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiție din construire sală de sport școlară proiect pilot sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, în construire sală de sport școlară 102 locuri, sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, V1, centrală combustibil gaz și diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Ordinea de zi. Cine este pentru? În primul proiect pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 31.01.2023. Cine este pentru? Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 6 februarie 2023. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe anul 2022. Spunem la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale acționarilor, ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.02.2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Comunelor din România pentru anul 2023. Da. Este cine, supunem la vot. Cine este pentru? În fiecare an. Toată lumea, da? Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile din proprietatea publică a OAT Comuna Cleja în administrarea statului român reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. cuprinse în coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publică de interes național autostrada Focșani-Bacău. Aici am rămas un pic ca să fac lămurire în această problemă. Sunt terenurile care aparțin primăriei și noi trebuie să cedăm cu titlu gratuit până la execuția lucrărilor și după care se va constata cât au folosit și cât o să ne rămână nouă din terenurile care au fost proprietate publică a UAT-ului Cleja. Deci, cum e în cazul persoanelor fizice, cât au luat
și la urmă o să-ți dea, o să ți practic o să se compenseze cu banii care se stabilesc pe fiecare metru pătrat. OAT-ul nu e în acea situație, OAT-ul este terenul care trebuie să le cedăm cu timpul rapid. Ok. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție actualizate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumul sătești în comuna Clera, județul Bacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. A fost reactualizat devizul, nu a cerut și... Da, s-a modificat ghidul solicitant pe Anghel Salini și automat a trebuit să modificăm și noi devizul general. Nu s-au pus sume în plus, ci s-au repartizat anumite sume. Mai sunt probleme cu intabularea drumurilor? Da, mai avem trei drumuri, dar suntem în curs de rezolvare. Inspectorii care sunt la OCPI nu prea, totdeauna sunt probleme acolo. Ori când sunt foarte ocupați, ori nu prea vor. Sunt șanse ca acest proiect să demareze în vara aceasta? Anul acesta? Anul ăsta, sigur, se vor aloca banii. Se vor aloca și putem începe lucrurile? Cel puțin în toamnă? Etapele sunt altele. Deci se semnează contractul de finanțare, se organizează licitația pentru proiectare și după aceea se organizează licitația pentru execuție. Cam cât durează toată treaba asta? Suntem acum la început de an. Proiectarea cu siguranță se va face anul acesta și licitația la execuție. Sperăm să facă tot anul acesta. Sperăm că anul ăsta să... Etapele 97 care nu... Deci cel mai sigur la anul vor fi realizate și finalizate, nu? Cred că drumurile care sunt din finanțarea proprie, 4 km și jumătate, vor putea face anul ăsta. Deja am desemnat câștigătorul care se ocupă pentru proiectare. După, dacă proiectarea face 2-3 luni de zile, să spunem... Două luni are termenul de proiectare. După care se face licitații pentru execuții. Să vedem dacă reușim să ne încadrăm, dacă în primăvară... Dar sunt șanse să se facă anul ăsta. Anul ăsta, cele 4 km jumătate de drum care vom face anul ăsta, sigur. Dacă toți suntem la investiții, vreau să vă anunț că gazul de la Valea Mică, deja avem avizul de acordare, avem documentația pentru a începe licitația și cât de curând o face anul, mai cât de, în primăvara asta, în vara asta vom face lucrările. Extinderile. Până în iarna următoare vor avea și cei din Valea Mică. Vor avea și gaz. Asta e un lucru foarte bun. Ceea ce vreau să vă mai spun, am semnat contractul pentru școala de la Somușca, reabilitare școala Somușca. Sala de sport, suntem cu acordurile și avizele, cu autorizația de construcție. Vara asta începem și sala de sport și sper să terminăm până în primăvară, cam așa, constructorul. Dacă tot ați adus aminte de Somușca, am văzut și eu pe internet acum și felicit acei copii care s-au calificat la un concurs de robotică și aș propune o mică recompensă din partea primăriei, dacă găsim în buget așa ceva, să-i recompensăm. Va fi nevoie, am și eu îi felicit cu ocazia asta, va fi nevoie de o... Să vină un proiect pentru la noi aici, așa, ei vor să plece în America, toți copiii ăștia, 6 copii, va trebui să găsim bani și să găsim, adică nu știu dacă noi, ca și OAT, vom putea finanța toată campania de, adică de a merge, toate cheltuielile care necesită drumul până în America. Numai avionul costă în jur de 2000 de euro. De persoană. Sunt 6 copii, după aia cazarea, masa, vor fi suportate și vor trebui să găsim finanțări. Sponsorizări. Haideți să ne mobilizăm puțin, că merită. Eu o să încerc și eu să dau și eu personal. Vom să vedem ce putem noi de la primărie, ce bani avem, pentru că rectificarea se face deja în iunie, trebuie făcută rectificare, În iulie. Până în iulie nu prea poți face rectificări. Să vedem ce bani avem prin... La alte capitole. Am înțeles. Da. Oricum ne vom strădui să îi ajutăm. Da, merită. Da. Da, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Consiliului Local Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna martie 2023. Propuneri. Eu îl propun pe domnul Joca. Prieten. Mai sunt alte propuneri? Da, de ce să ne batem joc de propunerea lui Andrei? Se punem la vot, dar super. Cine este pentru domnul Joca? Toată lumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiție din construire, sală de sport școlar, proiect pilot, sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, în construire sală de sport școlar, 102 locuri, sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, V1 centrală combustibil gaz. Nu e decât denumirea conform titlului care e proiectul standard și trebuie să facem modificarea, altceva nimic nu. Aveți idei când se încep lucrările la... Da, cred că prin august până atunci să obțin autorizație, încep lucrările și în primăvară se vor finaliza lucrările. Așa am vorbit cu constructorul. Perfect. Este posibilitatea ca această sală să fie închiriată apoi și pentru activități? Da, sigur că da. Am vorbit, am vorbit ieri cu cineva din care și construiește aceste sări și într-adevăr e un lucru minunat că se pot face și alte activități. Alte activități decât școlare, adică după programul școlar. Și vor mai avea niște săli secundare unde poți face și alte activități. Și acele săli le putem dota cu, nu știu, da, aparatură? Da, vin dotat. Da? Da. Păi sigur, va fi un regulament. Da, eu vota un regulament, un tarif, clar, așa se va vota în Consiliul. Da, sigur că da. Perfect. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la diverse. Și eu am ceva de zis la diverse, că uit. Am discutat cu mulți părinți, cu copii mici. Câțiva dintre ei au încercat să-și ducă copiii la after school la Nicolae Bărgescu. N-au reușit, pentru că și-a pus foarte mult. Le-am spus că acest after school vine cu costuri și din partea părinților, în ce privește masa sau plata profesorului. Ne putem gândi la o variantă? Să-mi spuneți cam care ar fi numărul minim de părinți, mă ocup eu să strâng liste cu semnături, oameni care într-adevăr se vor încadra la un after school. Dar eu, până acum, cei care au solicitat, au fost primiți toți copiii. Deci eu nu știu să fi venit cineva și să putem respinge, pentru că noi am aprobat o hotărâre prin care părintele, că copilul care vine acolo, plătește în jur de 200 dacă de... Care depășește venitul. Și plătește 200 de lei de copil pe lună. Și adică, ce înseamnă 200 de lei? Practic, contravaloarea mesei. Atât. În rest, noi am primit copii și încă mai avem locuri. Mai sunt locuri, da? Mai sunt. La noi, centrul After School poate acoperi până 25 de copii. Și până la avem clasă, până în clasa 4. Da, da. Transportul de la școală, cum se face? Avem microbuse. E posibil ca acești părinți care au venit către mine să fie informați corect. Probabil nu au fost informați. Și atunci ar fi bine să informăm. Sigur. Mai sunt locuri și se poate merge la școală. Acum, ani, într-adevăr, nu am avut hotărâre și n-au putut să acești copii să... Dar acum am făcut hotărâre tocmai în ideea de a răspunde și așteptărilor cetățenilor care au nevoile astea. Și în condițiile în care se mărește numărul de copii, se poate suplimenta și cu o clasă, nu? Vom găsi soluții. Deocamdată n-a fost situație. Ok. Micăbuțul. Noi am încercat să și construim, dar aceste construcții, aceste se finanțează în situația în care există, cum să spun, se stabilește statistic dacă numărul de copii va crește sau nu. Și la noi, din păcate, în comună, numărul copiilor scade. Că ați ajuns la acest subiect. Este vreo variantă în buget legală, știu că și la Bacău sunt ceva probleme, de a acorda un ajutor la naștere pentru copii, pentru părinți, pentru copilul. Bine. Aici știți, se numeau înainte trusou. Am înțeles că acest cuvânt trusou a anulat acea... Se acorda în baza unei legi. Se acorda în baza unei legi.
Credeți că este, puteți să vă interesați dacă este vreo variantă în care... Ne interesăm. Eu am văzut la televizor, pentru că și la Bacău, Consiliul Local a aprobat. Și nu a fost pus în practică. Nu s-a pus și acum au câștigat în instanță. Am văzut că s-a câștigat în instanță. Deci nu știu cadrul legal există. Cred că există. Acum, eu m-am gândit și cu masa caldă pentru copii. Dar tot așa mai... Încă se mai discută. Vreau ca să amenajăm clădirea care este, a fost atelier. Aș vrea să renovăm și să vedem pe viitor ce putem face. Sală de mese. Ca sală de mese. Da. Deci, sigur, preocupări din partea noastră sunt. Problema este să vedem și legislația, dacă ne dă voie. Cum e cu after school-ul? Mulți cetățeni nu erau informați că se poate. Se acum, poate cu ocazia asta, da. Interpelarea asta din Consiliu, vor afla că dacă nu vom putea pune și pe Facebook o înștiințare, că mai sunt locuri, cine dorește să vină să se înscrie. Copiii vor fi preluați cu microbuzul școlar și dat la after school, da? Se preia și de la Somușca și Valea Mică? Sigur, se preiau toate. La ședință, bă. La nașterea copilului. Știu că a fost o problemă de denumire în lege și au picat multe din astea în Consiliul Local. Dar să vedem care e forma cea mai corectă, pe care o să o decidem după aia de quantum, nu știu, îl decidem în Consiliul Local, că poate suporta. Nu știu, că sunt foarte puține nașteri în ultima vreme în comună și poate sunt, măcar să-i ajutăm. Eu de 14-15, pe an. Eu zic că o sumă de 1000 de lei n-ar fi o tragedie pentru buget, să ajutăm, atunci sunt chiar costuri mari și poate fi sprijinită familia cu chestia asta. Ați ridicat problema asta și adineori ați mai ridicat problema cu casa, cu camera... Da, apropo de treaba asta, domn primar, ca să reiau discuția am avut câteva discuții cu cetățeni de vârste, să zicem așa, înaintate, care mi-au spus că mi-au spus că ei au construit biserica, ei au construit și casa parohială, adică au construit, au pus umărul la construcția acestor edificii, biserică, casă parohială. S-au dat bani. Și nu li se pare normal să fie, adică și-ar dori un pic de respect pentru ultimul moment pe lumea asta, nu să fie băgați într-o cămăruță, așa mi-au zis, știți, într-o cămăruță, ar trebui, nu știu, să ne gândim, poate nu biserica, acea biserică pe care Părintele Augustin a propus-o, poate nu așa de mare sau așa, dar un loc în care să respectăm până la capăt cetățenii care au contribuit și nu numai, toți cetățenii comunei. Pentru asta va trebui avem o discuție cu Părintele și să găsim o soluție, o formă ca să în sala aia mare de acolo să facem acolo și eventual să căutăm variante. Adică intrare prin spate, prin la antreu acolo așa ca să poată urca sus, să poată fi folosită și camera de sus, ca sala aia de sus, iar jos dacă v-am spus, totul ține. Noi suntem instituții separate. Biserica este instituție separată, primăria este instituție separată. Noi trebuie totdeauna să lucrăm între noi, să lucrăm, să ne înțelegem, dar dacă este deschidere din ambele părți, adică până la urmă noi facem acelea servicii care le face și biserica. Suntem venim în sprijinul populației cu nevoile, să acoperim nevoile cetățeanului. Dacă există deschidere, putem lucra foarte frumos. Dacă nu, fiecare își vede instituția pe care o conduce. Acum, știți, nu vreau să... Dar ca idee așa, și o bisericuță din lemn, știți, sunt foarte frumoase acum, le construiesc din lemn, nu sunt costuri foarte mari. Există locația. Dacă există locația, nu se folosește acel spațiu absolut deloc, fiindcă copiii nu se duc în spațiul respectiv la ora actuală, mai sunt copii. Dar este sala de sus, dacă e nevoie. Facem o scară exterioară sau, cum a zis dumneavoastră, facem acolo un perete la scară, la intrarea din spate și pe acolo se duce copiii și jos folosim sala aia mare. Dacă cumva deranjează pe părintele intrarea prin față, putem să folosim varianta care a fost zisă de părinte ca să intrăm prin spate, prin bucătăria aia care este. Dar poți să faci ușa și intrăm de pe stradă, din partea dinspre cimitir,
direct intrăm la... ca hol, folosim prima încăpere și încăperea mare unde să fie drept capelă. Și unde este un lucru cel mai bun. Și atunci nu necesită nici bani mulți, că banii putem folosi în alte părți, nu acolo. Și, domn primar, din câte discuții am mai avut, am înțeles că dumneavoastră, adică primăria, ar putea inclusiv să pună câteva pavele acolo, ar putea face... Nu, acum cu pavele frumoase... Și așa acolo este domeniul public, noi putem da. Amenaja. Noi amenaja cu pavele, o parcare... Deci lucrurile astea da. Sunt, nu sunt atât de complicate. Nu se așa. Dacă sunt în față, o să fie deranjat părintele că e curtea parochiei, okay, la urmă, fiind de tot acolo. Dacă facem în spate o alee cu poartă, cu de toate, eu zic o să fie. Acum, eu am mai fost la case de genul ăsta construite. Nu poți să ai holuri și olișoare. Trebuie să ai o intrare direct, pentru că vii de afară cu decedentul și îl pui direct. Nu mergi din holul, te mai chinui cu te întorci. Iată, îți facem mări în spate acolo. Putem schimba, să faci o altă intrare, pur și simplu de afară, direct, nici în sala respectivă. Deci soluție se găsesc. Un geam, un sacrificiu, un geam și ai pus o ușă, care e, înțelegi, și intrare normală. Deci, sau se poate unii alea două camere să fie una mai mare și poate la... să fie o cameră, deci aia să fie una mare, o sală mare. Na, cum credeți, cum o gândiți, cu la urmă, cum o gândim, trebuie... Ai discutat să fie. Discutat cu el, dacă acceptă părintele, încă o dată trebuie de la, să pornească de la preot. Noi ajutăm cu bani, putem ajuta cu greț, dar pornirea trebuie să fie de acolo. Ideea să începem parochia. Să începem cu iarăși. Să începem să facem, de când tot amânăm așa, amânăm, iar le apucă... O trecut un an de zile de când e și e păcat. Eu totdeauna fac ce, dacă vine către noi, noi ducem la îndeplinire dorința lor. Pe putem merge noi. Deci dacă este, hai să facem o comisie, dacă vreți, uitați, sunteți vecini acolo, haideți să mergeți până acolo, este Andrei, Pavel, Andrei, care sunteți din parochie de acolo și Gabi, puteți să... Mergem, vorbim cu părintele, să rezolvăm problema, că de câțiva nu audim, de cât capelă, dar nu facem nimic. Există Consiliul Bisericesc. Trebuie la legătura și cu oamenii care răspund. Putem să-i invităm, la o discuție. O discuție deschisă, poate discuta, așa este. Adică să nu e nici părintele să iei de unul singur hotărârea. Că problema este al comunității acolo ce se face. Da. Dacă am primat... Na, cum doriți? Cum stabiliți? Când să mergeți? Data viitoare când veniți? Eu zic cea mai bine discuție să purtăm în primă fază o discuție cu oamenii, că sunt tot din comună, cu oamenii din Consiliul Bisericesc. Purtăm o discuție, vedem cum văd ei lucrurile, vedem și să ajungem la un numitor comun. Exact. Deci era problema tot așa. A fost o discuție că acolo se poate, că până la urmă două bănci pe margine, așa pusese părintele. Dar dacă ziceți că au apărut comentarii, haideți să schimbăm, că oricum că nu s-a demarat nimic, da? Da. Păi stabiliți împreună când puteți merge și să discutați cu părintele. Da. Tot la diverse, vreau să vă întreb când se va finaliza drumul colector în Valea Mică. Am fost și el, nu se poate intra acum, nici cu mașina, nici cu... Da, vezi, e până la genunchi. Da, nu, trebuie să duce, el se compactează în timp, se așează un drum, se așează în timp. Am făcut drumul către la Valea Mică acolo, unde stă domnul Gondăș și numai că... Este iarnă, este perioada. Lasă puțin vreme. Da, ne lăsăm și după care punem și un rând de balaj deasupra. Unde poate fi folosit, văd că cei de la service folosesc ca parcare proprie, nu se poate trece. O să vorbim. Deci oamenii sunt înțelegători, au zis că o să ia mașinile de acolo și nu e niciun fel de problemă. Să finalizăm, să ne lasă puțin vreme. Da, e foarte bun. Nu te-ai sat fără să mai ieși în Europa. Am ridicat, era un cămin acolo, s-a ridicat acel cămin ca să poată intra, am retras și colțul gardului un pic ca să putem intra cu mașinile mari, poate ușor, ușor și gunoiul ăla va intra pe acolo ca să nu steie, să nu ieși în drumul național acolo cu traficul ăsta, este îngrozitor ca să, e periculos. Acum am văzut și eu, într-adevăr este foarte greu ca să mașina se oprească cu gunoiul pe drumul european. Deci el trebuie să circule pe drumul ăla lăturalnic care îl facem,
și cap, coadă, merge lejer, merge ușor, nu, da. Nu e corect ca să meargă pe șoseaua europeană. Da, nu am nenorocit sunt. Da, asta este. Bun. Mai sunt alte probleme? Nu. Bun. E vreo ședință închisă. Vă mulțumesc.